merge. Cum îi puteți ajuta și ce poate face? Da, este un proiect pe care l-am promovat și eu de fiecare dată și la care țin foarte mult. Mai mult decât atât, eu cred că sunt singurul om politic care am spus că dacă autostrada, autostrada A8, autostrada Unirii, dacă centura Iașiului și Spitalul Regional de Urgență nu vor demara în acest mandat, eu mă voi lăsa de politică. Nu știu câți oameni politici au mai făcut gestul acesta. Suntem pe 24 ianuarie. România și românii și România acumulat foarte multe frustrări în 30 de ani de la Revoluție. Oameni care nu-și mai găsesc drumul și care nu mai înțeleg care este direcția în care mergem. Norocul meu, ca să fac așa o scurtă glumă, că nu am intoleranță la lactoză. I-am înțeles, din punctul meu de vedere, frustrarea acelui domn legat de pensia lui, dar cred că acest lucru care s-a întâmplat astăzi trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toată clasa politică din România, să înțeleagă că românii nu mai au răbdare, nu mai știu să dialogueze, nu mai știu să respecte anumite momente importante din viața noastră, a istoriei noastre, și cred că e timpul să le aducem din nou în atenția publică și aceste chestiuni. Îmi pare rău de incident, nu voi face plângere penală împotriva acelui domn, i-am înțeles frustrările, am înțeles că frustrarea se ducea mai sus până spre președinția României. Asta este, sunt om politic, trebuie să-mi asum o viață politică și cu bune și cu rele. Ce trebuie să fac mai departe este ca toată această nemulțumire a lor să o duc ca un proiect politic și să rezolv. Am avut astăzi acțiunea 2012 și o asociație de radicalitate a trei temișilor.